Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la cele mai importante știri din industria cripto. Astăzi, 15 martie 2024, o zi roșie, dacă mărțișoarele, pentru piața cripto. Bitcoin se apropie de zona în care ar putea să confirme corecție, la fel și celelalte și Ethereum. O să vă vorbesc, dacă vreți, astăzi 15 martie, de zonele în care sunt interesat să cumpăr. Cred că este mai interesant decât să ne uităm la niște știri. Vom vorbi și despre câteva știri, dar o să vă spun despre mai multe proiecte pe care le urmăresc. Voi începe, bineînțeles, cu Bitcoin prin a vă spune așa. Dacă rupem această linie albă care este valoarea medie pe 20 de zile, adică la 65.098, cu o lumânare pe daily, măcar să ne închidem sub, aș putea lua în considerare că e o confirmare către o corecție. Da? Zona asta aici, o vedeți la 62, este un prim suport. Da? Mai avem un suport la 57 și mai avem un suport major la 52. Bineînțeles că cu toată fericirea din lume aș cumpăra Bitcoin la 52.000. Doar că așa cum am urcat și n-am ajuns în 5 secunde sus, e posibil să dureze sau e posibil să nu ajungem niciodată în zona asta. Șansele să ajungem la 52.000 luna asta sau cealaltă, aș putea spune sunt undeva la 25%-30%. Șansele să ajungem pe la 59.000, aș putea spune că sunt pe la 60%, poate și mai mult. Șansele să închidem bearish există, da? Astea sunt zonele. Iar într-un caz excepțional, vorbim de zone sub 50.000 de dolari. La Ethereum, dragii mei, la Ethereum eu m-aș gândi să cumpăr de la 3.200 de dolari în jos, dacă se întâmplă lucrul ăsta. La 2.800 iarăși este un prag și, bineînțeles, pe la 2.600-2.500 este zona de excelență unde cred că merită investit fără nicio emoție. Polkadot-ul, după cum știți, și el a fost o preferință de-a mea. Așteptăm să confirme corecție la 994, zona de interes 88, încă o zonă de interes 78, zona de real interes pentru mine este sub 7 dolari, iar zona de excelență, adică vis parfum, ar fi aici 200 moving average, unde șansele sunt de vreo 20%, dar rămân, sunt șanse. De asemenea, mai am parada SUI. Suiul aș vrea să-l văd aici, la 0.8. Dacă se duce la 0.8, acolo aș încărca cu toată bucuria. Seiul, ce să zic? M-ar interesa Seiul dacă l-aș vedea pe aici, pe la 200 moving average, până la un 0.4, ar fi beton. Și bonus, acest AEVO, este și el pe lista mea de cumpărături. La 2 dolari excelent, sub 2 dolari fabulos, mă convinge. Plus că e un proiect care ar putea să facă chestia aia care se numește, cum zice, X-uri. Meme coinurile au o performanță mai bună decât Bitcoin săptămâna aceasta. Știrea asta e ca și cum ai spune că jucătorii de casino au câștigat mai bine săptămâna asta decât din Bitcoin, da? Cam același lucru. Meme coinurile sunt ceva aparte care definesc lăcomia oamenilor care investesc în cripto. Adică avem niște proiecte care fac absolut nimic, adică fac nimic, da? Dar unde oamenii se îngrămădesc să arunce cu bani, cum se înverzește sezonul. Deci cum începe marketingul, cum încep graficele să crească, bam bam, toată lumea se îngrămădește acolo. Măcar la asta este clar. 90% din piața cripto nu înțelege nimic din ce investește, adică în proiecte, ce fac, cum fac, nu știu ce. La meme coin-uri totul e clar. Nu fac nimic, oamenii investesc, bravo. Cei de la VanEck, un fond global de investiții, sunt de părere că ETF-ul pe Ethereum va face o performanță mult mai bună în termen de popularitate comparat cu ETF-ul celor de la Bitcoin. Momentan Bitcoin este king, Bitcoin este king-ul ETF-urilor. Rămâne de văzut dacă lucrurile astea se vor întâmpla așa cum spun acești domni.
Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19. Un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC, au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă, au 100 de mii de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge, 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100 de mii de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că, dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.